Bă, salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Ionuț Moșat. Și cred că vă este destul de cunoscut acest părâu, dragi prieteni. Este părâu în care, atunci când vin, eu mă simt cel mai bine, mă simt ca în copilărie, ca atunci când veneam la pescuit cu un băț de trestie, plumb, foloseam un plumb dintr-o baterie, da, de tractor. Un băț de trestie era mai greu ca mine bățul. Un bolt îl îndoiam și mă duceam și puneam un nylon la el și aia era gută, cum se mai spune în această zonă. Și vreau să menționez un lucru. Am posibilitatea Când am posibilitatea să vin la țară aici, în zonă, la aproximativ 45 de kilometri, îmi face mare plăcere să vin pe acest părâu. Chiar dacă am, chiar dacă nu am o activitate, vreau să împărtășesc cu voi acest loc minunat. Și pentru domnul Vasile, care a fost răutăcios și a lăsat un comentariu, bine că n-ați văzut nimic, dar abonați-vă. Nimeni nu este obligat să se aboneze la canal, dragi prieteni. Cel puțin, eu sunt natural, vă arăt, vă explic unde mă aflu, ce fel de pești sunt, chiar dacă nu pot să-i prind, cel puțin îi prind în cadru, da? Poate voi aveți alte tehnici și îi puteți prinde, dar domnul Vasile, vreau să spun un lucru. În proporție de 80%, toate lacurile, râurile, părâurile din România sunt braconate. Nu mai este ca acum 20 de ani, pe timpul dumneavoastră, când veneați la pescuit și erau bolțile pline de pește, da? Acum găsești un pește într-un râu baltă ca și cum ai căuta aur. Și haideți să vă zic de ce. Da? Haideți să vă zic de ce, eu nu vorbesc prostii, eu vă arăt și vă demonstrez. Haideți să vedeți și voi ce am găsit eu aici. Da? Mai spunem, ia uitați, vedeți acest fir? Da? Ei, acest fir are un... ce e acolo cu firul? Vedeți unde pleacă firul? Uitați-vă, atent la fir și jos... este o capcană pentru pești din plasă de sârmă, nu știu cum s-o numesc. Probabil că un localnic, nu vreau să spun localitatea unde mă aflu, dar cum să mai prins pește, vorba aia? Cum să mai prins pește când sunt parașute, sunt diferite capcane? Dar eu vă garantez că pe acest părâu se află pește. Și astăzi, dragi prieteni, pur și simplu am vrut să mă relaxez. Am venit cu un băț. Mi-am luat câțiva vermuși. Și am zis să încerc să văd dacă pot prinde ceva. Pe acest părâu un pește am prins odată. Dar asta nu m-a determinat să nu mai vin pe acest părâu. Pur și simplu mă simt bine. Uitați-vă și voi. Natura și-a pus amprenta. Bine, că s-a putut, că ați văzut și mâna de om ce poate să facă. Singurul dezavantaj pe care îl văd în acest moment. Haideți să vă arăt și voi, vedeți? Apa e foarte limpede. Fraților, menționez, este pârâu. Pârâu. Deci nu este... uitați-vă și voi. E foarte limpede. Și acum o să mă întorc, că am uitat să dau un zoom, să vă arăt și vouă capcana, da? Ăștia sunt oamenii. Și domnul Vasile are pretenții să vadă zeci de kilograme de pește și toate cele. Nu se poate, nu se mai poate. Pentru că se braconează la greu. Oameni buni. Bun, încă o dată. Vedeți acest fir, da? Haideți să vă arăt că eu apar foarte limpede, de aceea nu pun mâna să-l scos sau alte chestii. Dar se vede.
agățat aici în copac. Nu este niciun pește, că dacă vă dau vreun pește că se zbate sau chestii de genul, le liberam în direct. Dar domnul Vasile, nu mai comentați, domne. Aiurea, dacă asociați vremea în care pescuiați dumneavoastră, acum 15-20 de ani, cu timpurile care sunt în momentul de față. Este o diferență foarte mare, foarte mare. Să trecem peste acest lucru, fraților. Haideți să vă arăt, dragi prieteni, să nu mai specific cuvântul fraților, că s-a mai atras atenția, că ce mă, ce frate ești tu cu mine? Păi, asta e vorba mea. Na. Ticul meu să-l spun așa. Ia uite, crengi. E, am găsit un loc puțin cu apa mai adâncă. Mi-am dat seama că este puțin mai adâncă pentru că am văzut că, nu știu, la moale aici undeva la un metru. Dar dincolo, uitați. Problema mare este aici sus, când o să-mi trag eu bățul. Am foarte mari șanse să agăț linia și am doar un băț și o linie la mine. Dragi prieteni, dacă vreți să vedeți și mod de preparare al momelei, am primul clip din care o să vă apară pe canalul de YouTube cu mămăligă pentru caras, pentru crap. Dacă vreți să vă abonați, mă ajutați foarte mult, puteți să lăsați comentarii. Și cu bun simț și dacă sunt răutăcioase, vă explic ce și cum. Da? Dar menționez faptul că este un părâu. Nu știam cine e spatele. Hei, Grivei! Așa, este un părâu. Este un părâu foarte mic, foarte mic. Dar se află pește. Ce pește am văzut pe acest părâu? Am văzut clean, am văzut caras, am văzut mreană, am văzut mai multe tipuri de pește. Acum că mănâncă, nu mănâncă, sau poate sunt alte tipuri de... nu știu, mănâncă la altceva. Eu am venit pur și simplu să mă distrez și să încerc să sper să vă arăt cel puțin un pește. Rămâneți până la final. V-am pupat, dragilor. Păi, dragi prieteni, haideți să vă arăt cât puiet este aici. Wow. Deci este plin de puiet și mă surprinde faptul că a rămas. Pentru că am văzut că este și răpitor, mai exact știu că. Am dat și o cuplută acolo să mă distrez puțin. N-am avut momentan activitate, dar ne relaxăm. Sperăm să prinde ceva. Wow, cât puiet! E plin, 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 plin. Dragi prieteni, au trecut în jur de 2 ore de când m-am instalat. Bine, mi-am schimbat și locul. Ați văzut și voi. De ce nu se mai prinde pește pe râuri, pe râuri? Pentru că, dragi prieteni, nici nu mai este pește. Dacă diverse capcane, braconaj la greu, cum să mai fie pește? Cum să... Și se mai găsește unul, ca nea Vasile, să comenteze că Doamne, n-ai activitate, de ce postezi, de ce obligi să se aboneze? Nu opri pe nimeni, dragi prieteni, să se aboneze. Eu încerc să vă ajut cât pot de mult. Vă arăt toate locațiile unde mă duc. Chiar dacă prind pește, chiar dacă nu prind pește, clipurile mele 5% sunt editate. Și le editez foarte mult sunetul, adică să fie o claritate cât mai bună, nu imagini sau alte cele. Bărțile sunt braconate la greu, vedeți și voi fluta în față, nu se mișcă, e praf. Am văzut pești, cum văd de fiecare dată și tocmai din acest lucru m-am reîntors pe acest părâu. Dar că
Majoritatea nu mănâncă, probabil că apa este destul de rece. Este a treia partidă pe care o fac pe acest pârâu. Asta nu înseamnă că mă va determina să nu mai vin și altă dată. Doar că nu suport, adică în dreapta mea am văzut o persoană care de la parașut, în stânga v-am arătat prima dată vârșe sau cum se numește capcana respectivă. Nu suport, adică nu suport chestiile de genul. Și după mai avem pretenția să prindem pește, să venim, să ne distrăm, să... Este greu, nu mai sunt râurile și pârâurile care erau acum 20 de ani, cum v-am mai zis, când te ducea și știai sigur că prins pește. Era o mare plăcere, v-am zis, aveam un băz din trestie, foarte, foarte greu, de-abia îl căream după mine, cu un bold îndoit, bold din acela de se pune în piept când pui o floare la nuntă. Aveam un plumb care, vai de mama lui, îl rupeam dintr-o baterie de mașină și prindeam pește, fraților. Și acum vezi undițe la sute de euro și le cumperi și nu mai ai activitate. Pentru că, na, noi oamenii suntem destul de răi, nu respectăm natura. Și natura a început să nu ne mai respecte nici pe noi, să nu mai avem pretenții să ne ofere pește sau alte lucruri frumoase. Dacă vă vine să credeți pe cuvânt, pe acest pârâu este știucă. Nu am monturi pentru răpitor. Am venit să mă distrez, vreau să prind câțiva pești. Să mă distrez. Oricum am relaxat, este o relaxare să vii pe sălbatic. E cel mai frumos din punctul meu de vedere. Indiferent dacă prins sau nu pește, tot ești câștigat. Nimic nu se compară cu liniștea de aici, cu vegetația. Păcat că na, au și oamenii acces prin aceste locuri. Oameni răutăcioși care nu înțeleg că fac mai mult rău decât bine. Dacă vreți să veniți pe acest pârâu, dragi prieteni, se află la aproximativ 45 de km de București. Lăsați în comentariu și o să vă explic cum ajungeți. Locația în sine este foarte frumoasă, după cum vedeți. Activitate poate la răpitor, dar la staționar, adică să veniți la undiță sau să-mi dați cu momitor pe fund, nu, clar, nu aveți activitate. Cel puțin până în acest moment. Am stat 2 ore, o să mai stau o oră, am zis că fac o partidă de 3 ore, am venit să mă distrez, să mă relaxez, dar spre surprindere am măcar un țac să văd sau, nu știu, să se miște puțin pluta, nimic. Vedeți și voi că este în față. Nemișcată. Stați puțin să văd. O aduc puțin mai aproape. Uitați, iermușii neatinși. Efectiv neatinși. Dar mai încercăm. Poate. Dragi prieteni, o să fac și un playlist cu detailing auto. Știu că n-are legătură cu canalul, că este strict pentru pescuit, dar nu mai vreau să fac alt canal de YouTube, așa că o să fac un playlist separat. Cei care sunteți pasionați și vreți să vedeți diverse lucruri, cum să vă polișați mașina, cum să vă restaurați farul, stopul sau alte cele, vă aștept acolo. Dacă o să vă ajute sau acest clip v-a ajutat, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe, clopoțelul.
butonul de like, să-l distribuiți dacă doriți. M-aș fi bucurat destul, foarte, foarte mult să vă arăt măcar un pește. Băi, clar, pește încă mai este, încă nu l-au nenorocit pe tot. Dar în stilul acesta, nu știu cât timp va rezista. Pentru că eu am mers foarte puțin de la strada principală și am văzut în stânga o vârșeu capcană și în dreapta un tip care arunca parașuta. Clar, n-am venit să mă iau cu lumea, să mă cert, să le atrag atenția, am venit să mă relaxez, tocmai de aceea nu m-am implicat prea mult, nici să o scot afară de acolo, din acel loc, nici să mă iau de persoana respectivă să-i spun că nu-i bine ceea ce face. O să mai stăm aproximativ 40 de minute. Dacă o să am... Dacă să am vreo captură, clar o să vă arăt și vouă. Dacă nu, aici va fi finalul. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut-o până în momentul de față. Pe data viitoare, pa, pa, dragilor!